Marcom Salvatore era tre femminili, due indipendenti comunia, comunica, due vittori qualifici in nazionale comunica, mentre l'altro era del poi mondiale, zio europeo. Toate aceste evenimente ne-au marcat mult destinul ca stat. În data de 9 mai 1877, ministrul de externe Mihail Covălicianu rostea în Parlament un discurs memorabil. În stare de război, cu legăturile ruse, ce suntem? Suntem independenți. Suntem națiuni de sine stătătoare. Aceste cuvinte au devenit simbolul obținerii independenței de stat a României. A doua zi, la 10 mai 1877, Carol I a semnat actul de programare a independenței. După proclamarea independenței, România, alături de Imperiul Țarist, intra în războiul împotriva forțelor otomane. Ne-am câștigat independența în urma războiului, încheiat în 1877, cu prețul a peste 4.000 de morți și mii de răniți. În țeava unui pun otoman, capturat în timpul războiului de independență, în bătălia de la Plevna, a fost semnată coroana de oțel, coroana regală a României, ca simbol nu doar a puteziei românilor, dar și al nașterii României ca stat modern și independent. În anul 1945, în data de 7 mai, la Reims a fost semnat un act de capitulare neconstituționată a Germaniei nazistă. Ulterior, noaptea de 8-9 mai, în cartierul general al armatei sovietice, procesul de capitulare a fost militar și civil. În scurt timp, însă, din păcate, peste Europa au încercat să facă o cortină de fier. 5 ani mai târziu, pe data de 9 mai 1950, în cadrul unui discurs ținut la Paris, ministrul de externe francez de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture întotdeauna posibilitatea izbucnirii unui război între națiunile Europei. Europa a încercat să-și revină după ce aproape 30 de ani trecuse prin două războaie, în care pieriseră în total aproximativ 100 de milioane de oameni. Propunerea lui Robert Schuman este considerată piatra de temelie a Uniunii Europene. Teoria de integrare europeană a fost considerată la acel moment un antidot la naționalismul extrem care devastase Europa continentală. Cortina de fier a separat Europa timp de jumătate de secol. Abia după 1989 putem spune că am reușit în sfârșit să dărâmăm ultimile ziduri dintre noi și am devenit o Europa unită. Am învățat împreună că singura cale este cea a cooperării. Am învățat să înlocuim conflictul cu pacea și unitatea, cortina de fier și zidurile cu libera circulație. Am învățat să construim un viitor pentru toți. Am lăsat în urmă conflictele, extremismul, ura, plăcile cu fascismul și comunismul și am reclădit o lume în care demnitatea, drepturile omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept sunt principii fundamentale și valori care ne leagă. Dar mai presus de toate, am înțeles că suntem uniți în diversitate. Am cunoscut cât de minunat sunt oamenii, cultura și tradițiile lor, cât de diversă este Europa și cât de mult putem învăța unii de la alții. Așadar, azi este despre solidaritate, despre pace și bucuria de a fi împreună. La mulți ani, România! La mulți ani, Europa! Are cuvânt.